ninge respinsă de Mureșan, recuperează Brata. Brata în poziție bună de centrare, Tole cu capul, mingea se duce paralel cu linia porții. Olach cere mingea Vranikovic, dar preluarea este undeva în spate. A rămas căzut la pământ Enache și Hațegan oprește în cele din urmă jocul, pentru că poziția lui Enache este una foarte apropiată de linia de fund și ar fi scos din offside un eventual jucător al Severinului dacă aceștia ar fi atacat. Ia să vedem ce s-a întâmplat aici cu deposedarea lui Brata, una perfect regulamentară, a jucat mingea Ciprian Brata. Dar Tole nu a reușit să trimită cu capul. Vedem și este un unghi cam închis pentru dreptul lui Budescu. Di Stefano are totuși jucătorul mai îndreptățit să execute această lovitură liberă pentru Astra. Suntem în ultimul minut al primei reprize. Bate Di Stefano! Ce paradă are Panagopoulos, Takayuki pe spate! Și Severinul scapă fără gol primit în prima repriză. Execuție foarte bună a lui Di Stefano, dar parada lui Panagopoulos a fost formidabilă. S-a și lovit puțin de bar, a plecat anticipat grecul și de aceea a reușit să ajungă la minge încă o dată această paradă formidabilă. Foarte bun șutul lui Di Stefano. Și grecul arată încă o dată că Severinul se poate baza pe joi. Avem Steaua Chelsea. Acum lovitură de colț pentru severineni. Bate Ciprian Brata. Vine centrarea lui Brata. Este Silviu Lung și boxează. Dorel Stoica cu capul. Respinge Di Stefano. Olach. S-a părut Hens să privească mingea pentru o centrare. Vine centrarea lui Enache. Boxează Panagopoulos, care îl pulverizează pe Di Stefano. Iar acum Vranikovic oprește jocul Ovidiu Hațegan. O nouă ieșire inspirată a lui Panagopoulos, care este așa cum ar trebui să o facă un portar. Cu siguranță Di Stefano nu va mai ataca mingea la centrarea următoare sau va fi mai precaut. Nici vorbă de fault, producă ceva de calitate. Își prelugește mingea Andrei Mureșan, deposedat de Brata. O intrare a lui Mureșan și să-l vedem pe Ovidiu Hațegan ce decizie va lua aici. Nu s-a văzut foarte bine, probabil doar galben. Na, galben pentru Andrei Mureșan. Ionel Gane exasperat pe banca de rezerve. Va ieși totuși Brata și va intra Neacșa, probabil chiar la această fază. O intrare cam de roșu. O intrare cam de roșu a lui Andrei Mureșan. Da, îl calcă pe... Da, o intrare... Dar e greu pentru Ugor Boianu discutând cu Junior Moraes. Lovitura liberă, bate Neacșa, o minge care se duce bine, Joel Thomas în spatele lui Mureșan, Vranikovic poate șuta, trage Vranikovic și este doar out de poartă. De colț pe care o va executa Budescu. Severinul se apără la rândul lui cu toată echipa, bate Budescu, respinge din plonjon Jalilov. Iar acum minge care ajunge la Bărboianu cu o pasă pentru Budescu, poziție regulamentară. Centrarea lui Budescu, trimite Fatai pe lângă poartă. Ocazie importantă a Astrei. În acest minut 84, Budescu execută, Budescu, Mureșan cu capul, scoate de pe linia porții Olach. Cea mai mare ocazie
Și Mureșan a rămas căzut la pământ. De văzut o reluare, mi-a scăpat momentul. Dacă Mureșan a fost lovit, după ce a lovit balonul cu capul, trebuia dictată lovitură de la 11 metri. Haideți să ne uităm la fază. Da, se poate da lovitură de la 11 metri aici. Da, o lovitură cu capul încasată de Andrei Mureșan în plină figură. Iată, de la Joel Thomas îl faultează, evident. Iar într-o astfel de fază se poate da penalti.